Primul interviu va fi cu Iulia Andreea Boancă, Decision Support Manager de la Celestica. Salut, Iulia! Bună, Andrei! Bine ai venit în primul rând și uite, o să avem câteva întrebări pentru tine. Sper să fii dispusă să ne răspunzi. Abia aștept, mersi de invitație. Perfect. În primul și în primul rând, spune-ne mai multe despre tine și ce înseamnă să fii Decision Support Manager la Celestica. După cum îi spune și numele, Decision Support Manager este o funcție de suport în cadrul Celestica România. Oferim suport departamentelor operaționale. În general, principala activitate a Decision Support Managerului este coordonarea echipei de analiză și de planning financiar din cadrul departamentului financiar. Printre altele, ne ocupăm și cu partea de bugetare la nivel de companie, cu analiza indicatorilor financiari și operaționali la nivel de companie și suntem parte integrantă din proiectele de continuous improvement și de îmbunătățire a performanțelor financiare la nivel de firmă. În general, echipa de decision support lucrează cu un set foarte extins de informații despre business pe care le sintetizează, oferindu-le mai apoi factorilor decizionali la nivel de firmă, pentru ca aceștia să poată să ia cele mai bune decizii sau să găsească cele mai bune soluții într-un termen cât mai scurt. Am înțeles. Deci, ca să concretizez, dacă îmi permiți, și să simplific foarte mult. Deci, practic, voi sunteți, să zic, departamentul sau echipa care adună informațiile relevante și le prezintă într-un mod foarte simplu pentru ca cei care sunt responsabili de decizii să poată lua cele mai informate decizii. Am înțeles corect? Da, ai sintetizat foarte bine. Mulțumesc! Mai simplu, un puțin mai simplu. Ok, perfect. Iulia, care a fost, dacă ți-aduci aminte, care a fost prima ta interacțiune cu firma Celestica? Deși a fost de mult, a fost în 2011, prima interacțiune a mea a fost la interviu de angajare, de fapt. Deci prima persoană cu care m-am întâlnit în Celestica a fost recruterul meu la vremea respectivă și mai apoi cu viitorul meu manager. Nu am interacționat înainte pentru că nu aveam posibilitatea să participăm la genul acesta de activități. La termen de carieră? Exact. Da. Am înțeles, excelent. Uite, ce am mai observat despre Celestica este că recurge de... A recurs, mă rog, în trecut, la competiții de game pentru a-și închega echipa, ca să zic așa. Știm că echipa Celestica chiar s-a descurcat foarte bine la unul dintre evenimentele Digital Crusade, și anume eSports Corporate Championship, ECC, și au reușit să ajungă chiar în marea finală. Poți să ne povestești poate mai multe despre această experiență și ce alte activități mai aveți la companie? Da, a fost un eveniment major în cadrul companiei. Într-adevăr, băieții au făcut o impresie foarte bună. Echipa de foarte Counter-Strike. Bună, foarte. Am fost și eu acolo. Da, știu. Știu că v-am vizionat online, deci am fost alături de ei virtual cel puțin. Ulterior am făcut și un campionat de gaming intern, doar în cadrul Celestica. Asta ulterior? Ulterior, da, în toamnă. Și avem competiții de fotbal, similar cu cel de Counter-Strike, jucăm și cu alte companii, avem și competiții interne. Am avut un campionat de bograci, care a fost un succes răsunător. Ăla-i gulaș, nu? Da. Serios? Da, da. Wow, asta mi se pare incredibil. Chiar a fost extraordinar, sperăm să repetăm, poate mai facem și alte campionate culinare, să vedem. Avem Fun Friday, o dată pe lună ne încurajăm angajații să vină îmbrăcați un pic mai altfel la servici, să facă activități recreative, avem petreceri tematice. Chiar săptămâna viitoare, de fapt, o să avem ceea ce noi numim Spirit Week. Sunt câteva zile în care jucăm trivia, jucăm board games, football, avem activități de genul plantare de copaci, de pom fructiferi și așa mai departe. Și avem multe activități de CSR în timpul anului. Super fain, super, super fain. Iulia, trebuie să fiu complet sincer cu tine. Am mai auzit de multe activități pe care le fac firmele în general. O mare parte din activitățile pe care le-ai zis, le-am mai auzit și la alte firme. Dar, oricum, sunt super și sunt foarte mișto. Dar campionat culinar încă n-am mai auzit și sunt profund și plăcut impresionat. Mi se pare incredibil. Incredibil. Super. Ok, hai să schimbăm un pic, să schimbăm un pic ideea și să te întreb... Totuși, cumva referitor la întrebarea anterioară, dacă Celestica ar fi o persoană, ce pasiuni crezi că ar avea? Deși mi-ai enumerat practic câteva deja.
Păi hai să legăm întrebările. Cred că ar fi o persoană gurmandă, categoric. Primul rând. Pasionată de tot ce înseamnă artă culinară. Cred că i-ar place să călătorească, deci ar fi pasionată de călătorii. Și cred că ar practica un sport de echipă. Acum nu știu dacă fotbal sau... Probabil fetele n-ar fi neapărat încântate. Sau Counter-Strike. Sau Counter-Strike, da, ceva de genul ăsta. Deci cam așa cred că ar fi Celestica, dacă ar fi o persoană. Excelent, excelent. Care sunt joburile cu care veniți la această ediție, la Târgu de Carieră? Avem joburi disponibile din mai multe departamente, din departamentul de achiziții, cel de inginerie, din producție, din departamentul financiar. Căutăm persoane pentru poziții de commodity management, pentru poziții de test development engineer, junior accountant și buyer. Astea ar fi câteva dintre ele, dar avem și alte poziții disponibile pe partea de producție. Și exact de asta ar trebui să veniți, dragi domnilor și domnilor, la Târgul de Carieră. Haideți, vorbiți cu Iulia, vorbiți cu colegele ei și aflați exact care sunt joburile. Și mie îmi place să zic o chestie despre Târgul de Carieră. La Târgul de Carieră e greu să nu îți găsești ceva potrivit pentru tine. Bun. Spune-ne, apropo, am auzit că aveți un program de internship. Poți să ne spui mai multe puțin despre acest program și să zic care ar fi beneficiile lui? Da, programul de internship la Celestica se întâmplă de mulți ani deja. Cred că e un beneficiu real atât pentru noi ca și companie, cât în primul rând pentru studenți. Lor le oferă posibilitatea să aibă o primă tangență practic cu mediul de lucru într-o multinațională. Cred că îi ajută să vadă cum se desfășoară diverse activități în varii departamente în cadrul unei firme mari. Îi ajută faptul că lucrează împreună cu specialiști din diverse domenii și cred că îi ajută și să își facă cumva o rețea de cunoștințe și de persoane care, adică în momentul în care o să-și caute un job stabil, să poată să apeleze la ei. Iar pe noi ne ajută pentru că e practic și o pepinieră de talente. Și nu de multe ori, adică, pardon, nu de puține ori am avut surpriza că după ce s-a terminat programul de internship, studenții au ales să rămână. Respectiv au aplicat pe un job disponibil la momentul respectiv. Sau au revenit după câțiva ani la terminarea facultății. Excelent, excelent. Nouă la Târgul de Carieră ne place să vorbim despre sloganuri, ca să zic așa. Și voi aveți un slogan foarte interesant, care sună în felul următor. Unlock the potential of the future. Cum te regăsești tu în acest slogan și cum se aplică la companie și la munca de zi de zi în companie? O să spun ce înțeleg eu din acest slogan. Cel mai bine. Cred că se referă atât la oameni cât și la tehnologie. La tehnologie se referă la faptul că Celestica, prin ceea ce manufacturează, produsele pe care le manufacturăm, practic face parte din inovația viitorului. Ceea ce e relativ simplu să ne gândim. Până la urmă, componentele pe care noi le facem fac parte din tehnologii care se regăsesc în produse din domeniul medical, health tech, energie verde și așa mai departe. Iar când vorbim de potențialul oamenilor, noi investim în potențialul oamenilor și cred că inovația nu e posibilă dacă oamenii nu își fac activitatea cât mai bine și nu ajung să performeze până la urmă la potențialul lor maxim sau cel puțin aproape de potențialul lor maxim. Excelent. De asta cred că se referă acest slogan. Excelent, excelent. Un punct de vedere foarte bun. Hai să te întreb din nou despre tine, oare, și să te întreb în felul următor. Care este activitatea ta preferată dintr-o zi obișnuită de muncă? Pauza de cafea. Nu mai trebuie să zic. Lăsând gluma la o parte, nu, până la urmă e și un sâmbure de adevăr aici, pentru că pauza de cafea e un moment în care socializez cu colegii și cred că e un lucru important, mai ales pentru cei care nu lucrăm neapărat de la birou și mai ales după o perioadă în care cel puțin eu am simțit foarte mult lipsa colegilor și socializarea cu colegii. Deci, mai în glumă, mai în serios, pauza de cafea cred că e importantă și e fun. E foarte importantă. Așa? Și acum, ca să răspund și într-un ton mai serios, cred că îmi plac momentele în care colaborez cu colegii mei, micile proiecte între departamente sau genul de activități în care putem să învățăm unii de la ceilalți.
cred că astea sunt la fel de importante ca și socializarea. De acord. Și personal, îmi mai plac și sesiunile de training pe care noi le facem în Celestica, bineînțeles tot în timpul programului de lucru, dar care sunt o oportunitate de dezvoltare pentru noi, atât la nivel personal cât și profesional. Unul dintre lucrurile care m-au ținut până la urmă 12 ani în Celestica. Da, chiar. Am aici notat pe foaie că ești de 11 ani și 8 luni. Așa mi-apare mie, da. Wow! Cu siguranță ceva se întâmplă bine la Celestica din moment ce au reușit să te țin atâta timp acolo. Da, excelent. Cum reușești tu, Iulia, să te detașezi de la stresul pe care l-ai, nu întotdeauna, dar probabil există momente în care ești puțin poate stresat la muncă. Cum reușești să te detașezi de acest stres și să găsești o balanță între profesional și personal? O să fiu foarte sinceră cu tine. Știu că acum e super la modă să vorbim de separarea vieții profesionale de viața personală. Eu am ajuns la o concluzie personală legat de acest lucru și nu cred că putem să facem o separare completă. Sau cred că e dificil. Din perspectiva unui om care lucrează în sistem hibrid, dar mai mult de acasă, până la urmă nu pot fi o persoană de la ora 9 până la ora 5 și o altă persoană de la ora 5. Asta în primul rând și în al doilea rând, am colegi care pe parcurs mi-au devenit prieteni și am prieteni care pe parcurs mi-au devenit colegi și sunt oameni cu care îmi petrec o bună parte din timpul meu liber, cât și timpul de la servici și pentru mine nu există o separare completă a celor două lumi, ca să spun așa, dar încerc să fiu prezentă acolo unde trebuie să fiu prezentă în momentul respectiv. Dacă muncesc, dacă mă distrez sau sunt în timpul liber, sunt în timpul liber și încerc cumva să fac diferența dintre cele două așa. Da, mi se pare o soluție relativ bună și îți dau dreptate, nu se poate o separare totală, e aproape imposibil, mai ales când, cum ai zis și tu, prieteni ți-au devenit colegi, colegi prieteni, da, e ceva natural. Bun, Iulia, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru răspunsuri. Și eu. Vă doresc cât mai mult succes la găsit candidați și sper să ne vedem și data viitoare și poate și la Digital Crusade. Mersi mult, Andrei, mersi.